Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi îți voi prezenta un exercițiu foarte simplu de ancorare în realitate, iar scopul meu e ca până la final tu să înțelegi cum poți să te întorci la momentul prezent, să te reconectezi cu nevoile tale și să știi ce ai de făcut. Hai să începem! Nu de puține ori în viața de zi cu zi, ni se poate întâmpla să fim luați de val, poate încordați, prinși într-un hățiș de gânduri, divizați între nevoi contradictorii, ni se poate întâmpla să ne luăm mult prea în serios sau pur și simplu să ne turăm motoarele mult prea mult pe o direcție care nu e foarte productivă. Așa că aș vrea să îți propun 5 întrebări foarte simple care să te ajute să te reancorezi în realitate, să îți iei mintea din trecut sau viitor și să o reîntorci la momentul prezent și să te conectezi la nevoile tale. Așadar, din când în când, de-a lungul unei zile sau când simți că te-a luat valul, oprește-te pentru câteva momente și pune-ți următoarele întrebări. 1. Ce simt acum? Ce simt? Cum se simte corpul meu? Cum se simt anumite zone din corpul meu, care e gradul de încordare sau de relaxare? Și care sunt emoțiile din momentul ăsta? Mă simt panicat, zorit, grăbit, nerăbdător, trist, nervos, confuz, melancolic? Care sunt emoțiile și senzațiile pe care le simt acum? 2. La ce mă gândesc? Unde sunt gândurile mele focalizate? E cumva atenția mea împrăștiată în mai multe direcții sau e focalizată ca o săgeată pe ceva anume? La ce mă gândesc? 3. De ce am nevoie în momentul ăsta? Ce simt că îmi trebuie acum? La capitolul nevoi există două categorii de nevoi, acelea superficiale și acelea fundamentale. E posibil ca primul răspuns să fie nevoia de suprafață. De exemplu, dacă mintea ta îți spune am nevoie de o cafea sau o vodcă, ăsta e un pas intermediar către o nevoie fundamentală. Cafeaua ar putea să te facă mai alert, iar vodka să te relaxeze puțin. Acestea sunt nevoile fundamentale. Nevoile vin, în esență, dintr-o formă de disconfort. Simt că îmi lipsește ceva, că am o carență, că anumite lucruri nu sunt la locul lor. Dacă nevoia mea de suprafață este să mă cert cu șeful de departament și să-i zic tot ce nu i-am zis vreodată, s-ar putea ca nevoia fundamentală să fie aceea de dreptate, de restabilirea ordinii, sau de menținerea granițelor, sau de drenarea furiei. Așa că, dacă te focalizezi pe orice formă de disconfort, ea poate să te conducă spre nevoile tale. Întrebarea 4. Ce fac acum? Pentru că adeseori ni se poate întâmpla să facem lucruri pe pilot automat sau să fim împrăștiați și să facem mai multe lucruri simultan, e o idee bună să ne oprim și să ne întrebăm ce fac în momentul ăsta? Și mai ales, cum mă simt făcând lucrul ăsta sau lucrurile astea? Uneori, conectarea răspunsurilor la întrebările de mai devreme cu răspunsul la întrebarea asta poate să ne reorienteze și să ne refocalizeze atenția și energia pe ceva mult mai util, mult mai productiv, mult mai inspirat. O întrebare suplimentară ar fi, cine îmi controlează viața în acest moment? Aceasta este o referință la părțile, la subpersonalitățile tale. Este cumva sinele meu la cârma gândurilor și comportamentelor mele? Sau e o altă parte din mine? Poate partea furioasă, cea panicată, cea zeloasă, cea perfecționistă? Care parte din mine pare să fi preluat controlul în acest moment? Și o întrebare care derivă din toate cele de până acum este, care e următorul lucru pe care ar fi bine să-l fac? Care ar fi cea mai inspirată alegere, bazată pe ceea ce simt, ceea ce gândesc și mai ales ceea ce am nevoie? La fel ca în oricare episod, există și o pagină dedicată și o secțiune de resurse, de unde poți să descarci un fișier PDF pe care să ți-l printezi și să ți-l postezi pe undeva, în așa fel încât să te poți opri din când în când, de-a lungul zilei, și să îți pui întrebările astea. Permite-mi să trec din nou în revistă întrebările. Ce simt acum? Ce gândesc acum? De ce am nevoie acum? Ce fac acum?
care parte din mine a preluat controlul în acest moment și care este următorul lucru pe care aș putea să-l fac. Poți să alegi să faci exercițiul ăsta atunci când ești într-un moment de confuzie, aglomerare, când simți că te ia valul, când ai nevoi multiple și contradictorii, sau pur și simplu să faci un obicei din a-ți pune întrebările astea, poate o dată pe zi sau chiar de 2 sau 3 ori. Poți să-ți pui un reminder pe telefon, poți să imprimi întrebările și să le ai pe undeva pe lângă birou, cum crezi tu de cuviință. Tu alegi cum vrei să-l faci. Eu am fost Petre Bârlea și până ne reauzim data viitoare, am să te las cu un citat inspirațional. De 3 ori pe zi, oprește-te pentru câteva momente și întreabă-te, ce e cu adevărat important? Apoi, adună-ți curajul să îți construiești viața în jurul acestor răspunsuri. În ce fel s-ar transforma lucrurile în viața ta? Numai bine!